ziua, vă mulțumim pentru prezență. Astăzi a avut loc cea de-a șasea reuniune, în cadrul căreia s-au abordat probleme legate de eficientizarea și optimizarea fluxurilor de tranzit de cereale dinspre Ucraina prin România spre portul Constanța. Este un efort pe care atât România, cât și Statele Unite ale Americii, cât și Comisia Europeană, dar și Republica Moldova, îl fac pentru a sprijini efortul pe care s-au activitățile pe care Ucraina le întreprinde pentru a-și apăra propriul teritoriu în urma invaziei ruse. Sunt prezenți astăzi aici, la această conferință de presă, membrii delegațiilor care au participat la reuniune. Vorbim de Ministrul Transporturilor din România, domnul Florin Grindeanu, vorbim de Viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksandr Kubrako, vorbim de Secretarul de Stat în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Mircea Păscăluță, vorbim de directorul general al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi Europene la Comisiei Europene, doamna Magda Kopczynska, și de adjunctul secretarului de stat al Biroului de Afaceri Europene și Euroasiatice al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, domnul James O'Brien. Pentru început, vom da cuvântul domnului ministru al transporturilor din România, domnul Sorin Grindeanu. Vă rog. Mulțumesc, foarte, foarte scurt. Dați-mi voie în plus să salut și prezența ministrului pentru politici agricole din Ucraina. Și dânsul este prezent alături de vicepremierul Kubrakov. Câteva lucruri în plus discutate azi față de întâlnirile pe care, așa cum s-a spus mai devreme, le-am avut și în trecut, ar fi a șasea întâlnire. În primul rând, s-a terminat de achiziționat și de implementat programul european Primus, ceea ce e foarte important. De ce? Pentru că va asigura navigabilitatea pe canalul Sulina 24 de ore. Sigur, suntem în perioada în care va trebui să intrăm în acea zonă de training pentru piloți, astfel încât să poată folosi acest nou program. Mulțumim Comisiei Europene, a fost achiziționat și implementat pe finanțare europeană, extrem de important acest lucru, ca de altfel toate proiectele majore de infrastructură din România, care sunt asigurate pe finanțare europeană. Și ăsta e un lucru pe care o să-l spun la fiecare, de fiecare dată când am ocazia, pentru că este un adevăr. Va asigura acest program Primus nu doar navigabilitatea 24 de ore 7 zile pe săptămână, acest lucru va duce la creșterea capacității de tranzit, o țintă pe care noi ne-am propus-o și care e perfect realizabilă. Aș mai spune și un alt lucru și astfel să luăm după aceea pe invitați să continue. În octombrie, prin România s-au tranzitat 3 milioane, a fost cea mai mare cantitate, 3 milioane de tone de cereale. Asta ne arată că există spațiu pentru a atinge acea țintă pe care ne-am propus-o cu toții încă de la început, și anume să ajungem la 4 milioane de tone. Eu cred că odată cu implementarea acestor proiecte, cu creșterea numărului de piloți, suntem pe drumul cel bun, cu investiții în portul Constanța, și avem un calendar și acolo, investiții în echipamente, care vor duce de asemenea la creșterea capacității de tranzit prin România. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc colegilor de la Comisia Europeană, de la DG Move, mulțumesc lui Jim O'Brien pentru modul în care ne așează pe roluri pe fiecare dintre noi, și dați-mi voie și public să-l felicit pentru noua funcție pe care o are, și
de unde sunt convins va continua să gestioneze toată această problemă extrem de importantă, nu doar pentru Ucraina, ci pentru securitatea nu a Europei, ci a întregii lumi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Are acum cuvântul domnul Alexandru Kurbakov. Dragi prieteni, dragi parteneri, a fost menționat, dar dacă nu greșesc, eram sigur că a fost a doua întâlnire pentru dezvoltarea regiunii Dunării și pentru unificarea eforturilor între Ucraina, România, Moldova, Statele Unite și Comisia Europeană. Sunt mulțumim partenerilor noștri. A fost am avut deja noul ajunct al secretarului de stat pentru Biroul de Afaceri Europene Eurasiece și Departamentul de Stat, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, secretarul de stat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova și doamnei Magda Kaczynska, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi Europene. Ucraina încă are provocări majore pentru export. Avem îmbunătățiri în flexii, dar în paralel avem blocaje în granița vestică. Ucraina și firmele internaționale sunt forțate cu aceste probleme logistice. E complicat nu doar pentru logistică, pentru companii, dar și pentru producători, pentru investitorii occidentali, pentru Europa, pentru Statele Unite, din diversele țări care au facilități de producție în Ucraina, au întâmpinat probleme de export cu diverse produse și în acest an, din nou este important să subliniem că afacerile noastre aleg din ce în ce mai mult România și în acest an exporturile s-au dublat prin traficul rutier, prin punctele de frontieră rutiere. După cum am discutat astăzi, există potențial pentru a crește capacitatea granițelor dintre România și Ucraina. Două elemente cheie pentru noi acum, fiind vorba de proiectul pilot de la PTF Krasnoiarska și punctul de trecere frontieră Galați între România. Sunt anumite zone care sunt mai înguste, mai mici și toți actorii au stabilit să dubleze volumul prin aceste puncte de trecere. Avem un punct de transfer de frontieră nou, unde vom avea control comun. Și vreau să vă atrag atenția și la o soluție digitală pentru a îmbunătăți condițiile de la trecerea punctelor de frontieră la Cerga. A fost stabilit de UCD, s-a dovedit eficient, pot să împărtășesc experiența noastră cu colegii noștri în utilizarea gratuită a acestui sistem pentru a crește eficiența tuturor punctelor de trecere a frontierei cu vecinii noștri. De la începutul acestui an, exporturile prin punctele de graniță românești au însumat 3 milioane de tone lunar de cereale, dar pe zona de transport CFR. Dar infrastructura CFR nu a fost folosită la capacitatea potențială. Avem un potențial de dubla această cantitate, mărind cantitățile prin porturile dunărene. În 2023, am avut 6 întâlniri, 14 întâlniri pe liniile de solidaritate. Eficiența coridorului Danubian a fost discutată și vrem să atingem la acest volum de 4 milioane de tone, dar înțelegem că
Perioada de iarnă este o perioadă complicată și pentru Dunăre și pentru Marea Neagră, iar volumele totale de transport în mări, pe mare și până în primele 10 luni au fost de 30 de milioane de tone și asta crește prin creșterea eficienței. Putem crește performanța și în coridorul Dunărean, așa cum am discutat. Din nou, am auzit că organizarea piloților a fost ajutată, s-a îmbunătățit acest trafic, managementul digital al canalului a fost implementat și sunt noi măsuri și evenimente recente ne vor ajuta să ne atingem ținta cu partenerii noștri. Vom atinge țintele propuse. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnilor colegi. Am avut o întâlnire în paralel în Ucraina. După părerea mea, relațiile dintre Ucraina și România și Moldova cu sprijinul SUA și al Bruxellesului este un exemplu de cum poți rezolva probleme logistice, care se poate aplica și altor situații și apreciem și mulțumim foarte mult pentru aceasta, pentru că există întrebări nu numai în Ucraina, ci și în întreaga lume și vorbim mult despre securitate globală și siguranța alimentară globală și mi-amintesc când acum câteva luni, când primele vase au plecat din Odessa, erau doar vase cu 4.000 de tone, dar prețurile au scăzut cu un dolar peste tot în acel moment. Și asta înseamnă că facem o treabă foarte bună și am avut multe rezultate și este un lucru și avem întotdeauna discuții constructive și pozitive și vă mulțumesc pentru asta. Și un alt lucru care este important după părerea mea, bineînțeles e important că am deschis ruta de la Odessa, dar în același timp am văzut că datorită lucrurilor pe care le-am făcut noi aici, Dunărea a devenit foarte competitivă și, după părerea mea, de aceea și trebuie să dezvoltăm mai mult. Mulțumim încă o dată și începând cu astăzi avem un nou plan și cred că vom implementa acest plan în viitorul apropiat. Și cu costuri cât mai reduse.
Sunt peste 50 de țări care așteaptă cerealele din Ucraina și asta ar trebui să fie un imbold și mai mare pentru noi. De la ultima întâlnire am continuat să muncim împreună și să identificăm soluții cât mai rapide și cât mai eficiente. Cred că o spunem la fiecare întrevedere, dar să o spun și aici. Invazia Rusiei în Ucraina ne-a dat peste cap nu doar viața, ci și modul de a vedea și a percepe transportul. Am realizat practic peste noapte importanța trenurilor și a porturilor și necesitatea asigurării interconexiunii pe aceste segmente dintre țări. Acesta este obiectivul nostru principal. Noi, la nivel de minister și la nivel de guvern, ne-am pus drept prioritate reabilitarea infrastructurii feroviare și depunem toate eforturile în această direcție. Suntem în proces de aprobare a unui proiect de reabilitare prin intermediul coridorului de solidaritate pe segmentul feroviar ce va reabilita porțiunea de nord și de centru a infrastructurii noastre feroviare care este vitală și care asigură anume porțiunea de tranzit dintre Ucraina și România. Suntem în discuții permanente, atât la nivel de autorități guvernamentale, cât și la nivel de operatori ai căilor ferate, cât și la nivel de operatori de infrastructură din Ucraina și România și Republica Moldova. Astfel, începând cu 1 decembrie, trenurile care sunt în tranzit nu mai sunt obligate să oprească la stația rea, trecând spre Giurgiulești și Galați, fără staționare. De asemenea, a fost stabilit un mecanism eficient de schimb de date, volumile fiind coordonate între Ucraina, Moldova și România cu 5 zile înainte. O altă inițiativă prin care susținem Ucraina o constituie reducerea tarifelor de tranzit cu circa 30% în funcție de cantitățile transportate. Majorarea capacității de tranzit este principalul obiectiv al eforturilor comunității internaționale pe filiera logistică. De aceea trebuie să găsim cel mai bun mecanism, astfel încât cantitățile tranzitate să permită Ucrainei să beneficieze de această reducere. În paralel, nu putem ignora faptul că transportul rutier continuă să fie utilizat pentru transportarea grânilor. Și aici avem provocări majore. Am discutat cu partea ucraineană și lucrăm la implementarea unui sistem de programare electronică a trecerii la punctele vamale, ce reprezintă, practic, problema numărul 1 în lanțul logistic. Ne dorim să sporim eficiența și să micșorăm timpul de așteptare, astfel încât râul să treacă prin Republica Moldova spre România cât mai ușor. Suntem în discuții cu toate părțile implicate și sperăm să venim cu o noutate pozitivă cât mai curând. Stabilirea coridorului verde trebuie să fie și pe de o parte o soluție la o problemă urgentă, iar pe de altă parte o oportunitate atât pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina și România. În aceste considerente, domnilor miniștri, cred că este esențial să devenim atât complementari, cât și interoperabili și să asigurăm că grâul ucrainean ajunge acolo unde este așteptat. În continuare, ne angajăm plenar în procesele de susținere a fluidizării traficului și susținerii tranzitului prin țara noastră a grânilor din Ucraina spre Uniunea Europeană și spre România. Și avem speranța că în curând această platformă se va transforma într-o platformă care va discuta nu doar despre tranzitul grâinilor, dar și despre reconstrucția Ucrainei după o victorie în acest război dezastruos. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Urmează doamna Magda Kopcinska, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi Europene din cadrul Comisiei Europene. Vă rog! Mulțumesc foarte mult și bună ziua tuturor. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor părților pentru discuția de astăzi, Ucrainei, Moldovei și României. A fost încă una din întâlnirile din seria de întâlniri în care ne întâlnim și vorbim, dar nu doar vorbim, ci și facem lucruri pentru a ne asigura că Dunărea și coridoarele de solidaritate funcționează bine. Bineînțeles, salutăm faptul că coridorul Dambian este un succes acum și 3 milioane de tone de cereale și produse au fost exportate în noiembrie, dar când vine vorba de exportul și importul este și mai mare
și salut și angajamentul de a continua și de a ne asigura că acest coridor al Dunării este cel mai eficient coridor de solidaritate stabilit de Comisie după atacul Ucrainei de către Rusie. Și nu ar trebui să rămână așa doar acum, în vreme de război, când ajută și asistă Ucraina pentru a exporta și importa nu numai cereale, ci și alte mărfuri, dar ar trebui să rămână un element de conectivitate pentru transport și integrarea Ucrainei și Moldovei în Uniunea Europeană. Mi se pare foarte încurajator la întâlnirile noastre că putem să ne concentrăm pe imaginea de ansamblu și pe perspectiva pe termen lung, dar ne concentrăm și pe lucrurile care trebuie implementate pentru a ne asigura că avem un transport eficient și pe Dunăre, dar și pe cu ajutorul infrastructurii care leagă Ucraina și Moldova de România. Mai sunt elemente mici care trebuie puse în aplicare, mai sunt și alte elemente mai mari legate de îmbunătățirea infrastructurii și investițiile în aceasta. Și aș vrea să ne gândim un pic mai mult la sprijinul financiar, pentru că cu toate angajamentele pe care le avem aici, dacă nu avem o capacitate de investiție suficientă, nu vom putea îmbunătăți unele din elementele lipsă când vine vorba de punctele de trecere a frontierei sau de conexiunea infrastructurii din Ucraina și Moldova. Comisia deja a pus 250 de milioane de euro în proiecte de conexiune. 10 proiecte au fost selectate pentru punctele de trecere a frontierei între Ucraina, Moldova și statele membre UE. 5 sunt implementate între Ucraina, Moldova și România. Și cele 250 de milioane vor aduce alte 500 de milioane pentru proiecte care urmează a fi implementate. Avem încă un apel deschis până la finalul lui ianuarie pentru programul de conectivitate al Europei și în care încurajăm țările să vină cu proiecte care să continue să îmbunătățească funcționarea coridoarelor de solidaritate. Avem și programul Interact, unde anumite nevoi imediate pot fi adresate începând cu 1 ianuarie 2024 și avem bugete alocate pentru cooperarea România-Moldova, 11 milioane și 14 milioane alocate pentru cooperarea dintre Ucraina și România și cred că este important să reținem aceste sume de bani pentru că ele pot fi folosite foarte rapid și astăzi ne-am uitat la niște teme specifice care pot beneficia de această finanțare. Din nou, cred că acești bani vin în plus, pe lângă cealaltă finanțare pe termen lung care există, dar Comisia Europeană a anunțat o altă sumă suplimentară, 50 de milioane de euro, pentru reabilitarea porturilor, pentru a ne asigura că Ucraina are un mod eficient de a exporta bunuri și un mod și mai eficient de a importa bunuri care sunt necesare în țară. După cum am spus, cred că faptul că avem aceste discuții de o manieră deschisă și transparentă ne permite să ne mișcăm și mai rapid decât am sperat atunci când am început aceste întâlniri și când am început să discutăm cum Dunărea poate să sprijine Ucraina atunci când țara se confruntă cu un război. Mulțumesc! Vă mulțumesc.
Este plăcut să fiu aici împreună cu prietenii. Este iarnă și ne pregătim pentru finalul anului, așa că ne gândim la ce am făcut până acum și câteodată ne îngrijorăm de ce va veni. Asta este în special adevărat că atunci cu Ucraina avem decizii pentru susținerea internațională în următorii câțiva ani. Comisia Europeană va decide bugetul și integrarea politică a Ucrainei. Senatul Statelor Unite, Congresul va decide referitor la susținerea suplimentară. În fața acestor decizii este normal să ne gândim ce va urma și consider că întâlnirea de astăzi este parte majoră a acestui răspuns și vă spun din punctul de vedere a administrației americane. Vom fi alături de Ucraina până când câștigă. Angajamentul este ferm și va continua. Știu că sunt multe alegeri dificile în următoarele luni, dar știm un singur lucru. Rusia va continua să atace, cel puțin în următorul an. Și singura întrebare este dacă noi continuăm să fim alături de Ucraina și noi vom fi. Noi răspundem la acest răspuns și este parte din ce răspuns avem. Pentru că activitatea export pe care discutăm acum este importantă pentru viitorul Ucrainei. Arată populației că țara va avea succes. Discutăm despre un PIB de 20-26 de miliarde de dolari în PIB prin ce a reușit acest grup în ultimele luni. Este vorba despre impozite preluate. Fiecare leu, dolar sau grivna preluate de guvernul ucrainean prin venituri, prin taxe, va ajuta războiul. Acum, vreau să discutăm despre câteva elemente cheie. Ați auzit foarte multe detalii care fiind spuse de fiecare persoană de aici și vreau să spun că totul se reduce la trei puncte esențiale. Primul, vom susține un nivel ridicat de exporturi din Ucraina. Ne-am întâlnit prima dată, acum câțiva kilometri mai departe pe Dunăre, când Rusia a decis o blocadă a Ucrainei în august. Exporturile Ucrainei au scăzut cu 2-3 milioane de tone de grâu, la costuri ridicate și nu era sustenabil. Acum discutăm despre un plan pentru iarnă, care prin aceste rute de sudice vom avea 6 și 8 milioane de tone pentru grâne sau alte produse. Așa că discutăm despre nivelul dinainte de război. Și acest lucru este condus de curajul colegilor noștri ucrainieni care au deschis un coridor umanitar prin succesul armelor navale împotriva Rusiei. Și ne-a dus la acest punct când ne uităm la a mișca de 4 ori volumul cerealelor anterior prin aceste canale. Și costurile au scăzut. Am văzut că au scăzut cu 29 de dolari pe tonă de la acel moment. Acesta este un lucru vital ca afacerile să funcționeze. Și domnul ministru al agriculturii din Ucraina a spus cum prețul grâului a scăzut în întreaga lume și piețele globale, consumatorii globali, în special în sud, peste 50 de țări beneficiază de munca noastră de aici. Vom susține un volum ridicat de exporturi din Ucraina. Punctul 1. În al doilea rând, vom crea reziliență și flexibilitate în jurul rutelor. Când am început acest lucru în vară, am considerat că Odessa și porturile de mare adâncime nu vor fi disponibile. Acum vedem o distribuție frumoasă a exporturilor de importurile de apă dângă din Ucraina, prin Dunăre, care atinge nivelul record de lucru prin Constanța și după care discutăm despre transportul rutier și prin cale ferată. Este o îmbunătățire substanțială pentru ca Ucraina să susțină eforturile în ciuda celor făcute de ruși. Vor beneficia punctul 3. Aceste îmbunătățiri vor fi beneficie tuturora. Dacă comerțul vede că sunt rute noi, vor folosi aceste rute. Când veți vedea următoarele proiecte lansate în următoarele luni și veți auzi detalii. În ianuarie, până în ianuarie, vom avea un proiect pilot cu
cu puncte de trecere frontiere din Moldova, România, pentru tranzitul cerealelor ucrainiene și vor fi beneficii industriei moldovene. Sulina acum va lansa navigație pe tot parcursul zilei, pentru prima dată, cu o creștere a piloților și va permite trecerea mai multor cereale prin Sulina. Constanța va primi investiții care va dubla volumul de exporturi prin Constanța, gestionând traficul mai eficient și oferind infrastructura necesară pentru transporturi. Toate aceste lucruri se reduc la un lucru simplu: să îndepărtăm obstrucțiile care nu permite comerțul și să vom face investiții practice aici. Până la finalul ianuarie veți afla cum funcționează aceste lucruri. Prin trei principii: susținem volume mari de export, reziliență și flexibilitate și beneficii pentru toată lumea. Și acest grup va continua să lucreze împreună, să aducă cereale și alte bunuri în întreaga lume, din Moldova, din Ucraina și România, peste tot. În închidere, este un film vechi american care spune următorul lucru. Cel mai mare lucru care l-a făcut diavolul a fost să ne convingă că nu există. Cel mai mare truc pe care îl joacă agresorul acum este că el ne spune că el câștigă și ne separă, ne dezbină. Și vedeți aici că acest lucru nu este adevărat. În ciuda eforturilor Rusiei, în ciuda sutelor de atacuri asupra silozurilor de grâne din Ucraina, vedem că avem o creștere cu 4 ore a volumului de export ucrainian. Aici Ucraina câștigă cu ajutorul prietenilor. Așa că niciunul dintre noi nu suntem singuri când facem asta. Sunt peste 30 de țări reprezentate aici care sunt alături de Ucraina și ajută prin investiții și vom fi alături de Ucraina în acest proces pentru a avea succesul final. Vă mulțumesc frumos! Bună seara, domnule ministru, Aditudor de la ziarul Tulcea Noastră. Vă rog să ne spuneți dacă există un calcul făcut până astăzi vis-a-vis de sumele pierdute de statul român din cauza sau datorită traficului de cereale pe canalul Băstrăie, care ocolește canalul Sulina și se pierd bani, și dacă sunteți pregătiți ca în cazul în care canalul Băstrăie se colmatează, cum deja avem informații, să preluați tot fluxul de pe Băstrăie pe partea română pe Sulina. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, așa cum știți, conform tratatelor internaționale, singura cale navigabilă recunoscută internațional este canalul Sulina. Noi facem facem de luni bune, așa cum spunea și Jim mai devreme, eforturi să îmbunătățim traficul pe canalul Sulina și asta este treaba noastră. Și facem aceste investiții să creștem capacitatea pe canalul Sulina. Și am dat exemplu mai devreme. Prin acest program finanțat de către Uniunea Europeană, Primus, vom asigura navigabilitatea 24 de ore pe zi, ceea ce va duce la o creștere a capacității. Am făcut eforturi și le mulțumesc colegilor mei să creștem numărul de piloți, să avem acei 60 de piloți de care tot se vorbea, și aici mulțumesc și Ministerului Apărării Naționale, care și-a dat concursul în a furniza personal, și vor continua investițiile în portul Constanța. Astea sunt lucruri pe care le facem și le vom face, și așa cum s-a spus și mai devreme, sunt pentru a ajuta colegii și prietenii din Ucraina, pentru a ne opune așa cum putem noi și atât cât putem noi în fața agresiunii Rusiei, pe care sigur că am condamnat-o și eu și toată lumea în nenumărate rânduri. Dar lucrurile mici, în comparație, cum este și acesta, în comparație cu un război întreg, contează foarte mult.
Și unul din lucrurile esențiale pe care țara noastră a reușit să-l facă în acești doi ani este să asigure acest tranzit și să-l mărească. Și vom face lucrul ăsta în continuare. Cu toată determinarea, fără niciun fel de anumite minusuri și așa mai departe. Vom continua pe acest drum. Mulțumesc. Bună ziua, Ana Maria Stancu, Televiziunea Română. Domnule ministru, la un moment dat s-a discutat despre protejarea navelor încărcate cu cereale din Ucraina prin acostarea lor pe malurile românești ale Dunării. Ne puteți spune dacă până acum s-a luat această măsură și câte nave au fost protejate în felul acesta? Am avut această discuție, mulțumesc, la Constanța, dacă mi-aduc aminte, bine în același format și a fost o cerere care a venit din partea colegilor din Ucraina să îi lăsăm să poată să stea pe malul românesc. Da, colegii mei știu că și-au dat concursul din acest punct de vedere și în continuare vom ajuta atât timp cât există, inclusiv aseară, din câte țin eu bine minte, sau dacă e corectă informația pe care o am, a fost un atac asupra portului Ismail. E normal să ajutăm, e normal să oferim aceste locuri care sunt mai safe. Și vom face în continuare lucrul ăsta. Mai am o întrebare pentru domnul O'Brien. Ne puteți spune în ce măsură va fi pusă în aplicare anumite acțiuni anul viitor, pentru că mai devreme spuneați că anul acesta s-a terminat, care să demonstreze aprofundarea angajamentului în ceea ce vizează parteneriatul cu guvernul ucrainean, măsuri care vizează în continuare chiar creșterea capacității de transport a cerealelor. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că e important să plasăm într-un context mai larg. Văd relația cu Ucraina și cu Europa și cu SUA ca extinzându-se și aprofundându-se în următorii ani, pentru că suntem mai implicați nu numai când vine vorba de decizii de securitate, ci și de decizii economice sau de integrare politică, având în vedere că Ucraina ia decizii cu privire la reforme și modul în care politica sa va funcționa și acestea vor fi din ce în ce mai apropiate de integrarea europeană, dar și de piețele globale. Și acesta este contextul în care trebuie privit acest proiect. Ați auzit aici de mai multe proiecte, avem proiecte legate de canalul Solina, proiecte legate de punctele de trecere a frontierei, proiecte legate de infrastructura rutieră, persoane care nevoie să care sunt necesare pentru inspecțiile vamale. Și din nou cred că acesta reconsolidează poziția porturilor de pe Dunăre. Deci toate aceste lucruri vor avea loc anul viitor, dar în acest context vorbim de o relație mai puternică cu Ucraina, care va fi consolidată și de acțiunile din lunile următoare. Thank you.
segmentul de transport au trebuit să fie reorientate către piața europeană, ceea ce de fapt este un aspect pozitiv la momentul dat, fiindcă avem o creștere economică în relațiile noastre cu piața europeană. Provocările sunt toate tipurile, deci avem pe segmentul feroviar, avem pe segmentul rutier și avem pe segmentul naval. Pe segmentul rutier sunt capacitățile limitate de infrastructura trecerii punctelor de frontieră și trebuie să construim Iunimbol ca să construim cât mai multe poduri și să asigurăm o interconexiune cât mai mare cu România. Pe segmentul feroviar este și a fost starea deplorabilă a căilor ferate și după 30 de ani de zile acum începem să investim destul de masiv în tot ce țin de reabilitarea infrastructurii feroviare și intervine inclusiv și diferența de ecartament. Și aici trebuie să investim și în capacitățile de transbordare. Și pe segmentul naval suntem limitați cu o porțiune destul de îngustă, de 400 de metri de ieșire la Dunăre, ceea ce la fel este o limitare pentru noi. Dar, prin intermediul partenerilor europeni, prin intermediul prietenilor din România, prin intermediul colegilor și prietenilor din Ucraina, am reușit într-un timp relativ scurt să demarăm anumite procese de infrastructură. Ceea ce a fost prezentat și anterior, Basarabeasca-Berezina, o interconexiune feroviară care nu a fost operabilă mai mult de 25 de ani de zile și acum este utilizată intens. Ne implicăm la maxim, avem provocări, dar noi avem un obiectiv comun și obiectivul este de a asigura o interconexiune durabilă a rețelei noastre de transport cu cea europeană. Și aici discutăm despre rețeaua de transport ucraineană, a Republicii Moldova și a României. Mulțumesc. Adăuga câteva cuvinte referitor la provocări pentru a menține formatul acesta. Este complicat pentru că toate noi ajungem la cele mai complicate proiecte și vor necesita mai mult timp, mai multă atenție din toate părțile, mai multă implicare, dar din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și ceea ce am realizat deja, privesc spre viitor cu optimism și trebuie să menținem acest format, să menținem aceeași dinamică. Vă mulțumesc. Și în același spirit, este o întrebare foarte bună, pentru că este întrebarea fundamentală despre societăți prin invazia rusă a Ucrainei. Președintele Putin a mizat că societățile noastre vor dori să rămână la fel ca înaintea războiului și nu vom face schimbări pentru a continua susținerea Ucrainei. Dar cu toții facem schimbări. A mizat că vom continua să cumpărăm gazul rusesc ca înainte. Și-au pierdut aceste piețe lucrative din Europa. Au mizat că vom continua să cumpărăm petrol rusesc și am eliminat acest petrol. Am interzis importul de diamante rusești, al patrulea export rusesc și nu vor mai putea fi importate în G7. Și e o listă lungă. Este un alt exemplu în care Moldova și România au spus exporturile au avut loc într-un anumit mod, dar acum putem să revitalizăm sau să construim rute de tranzit care ne vor aduce mai aproape de piețele mondiale și Uniunea Europeană. Este un act de leadership din partea guvernului, precum și inovarea Ucrainei pentru a găsi rute noi. Și acesta este spiritul în care noi vom câștiga acest război. Și asta este ce vedem aici. Provocările sunt incredibil de complicate. Vedeți aici 5 persoane, dar sunt mii de oameni în cele 9 puncte de trecere a frontierei dintre România și Ucraina, puncte de trecere a frontierei cu Moldova și persoanele care lucrează în porturi, în Sulina, în Galați, Constanța și porturile din zona Odesei. Toate trebuie să se alinieze și să
lucreze cu piața și durează mult timp, dar s-au întâmplat acest lucru în câteva luni după ce fostul sistem a fost construit în decenii și aceasta este inovarea pe care ne bazăm.